Gata, pornim. Bună ziua! Bună ziua și bine m-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Test la geometrie, clasa 6-a. Geometrie. Prima. Bun. Unghiurile suplementare au suma măsurilor de... Deci, unghiurile suplementare. Au suma măsurilor de... Nu, să spui de cât. 180 de grade. Așa, scrie. Deci, unghiul... Uite, ora hai să spunem unghiul A1 plus unghiul A2. A1, virgula A2. Suplementare. Și atunci suma lor au egal cu cine? A1, măsura lui A1 sau pur și simplu A1, fiu am înțeles prin A1 valoarea... Da, ei trebuiau să pună numai așa, de punct A1 cât? Plus A2. Cât? Da. Așa trebuiau să pună. A egal cu 180. 80 de 2. Dacă măsura unghiului AOB este de 74 de grade și 30... AOB. Deci unghiul AOB, măsura. Da, măsura lui e ca 74 de grade și 34 de minute. 34 minute. Da. Atunci complementul său are măsura de... Hai, zice. 90 de grade minus 74 de grade și 34 de minute. Deci, complementul... Da, are măsura de asta, o pus aici, pe foaie, știu că o făcut. Complementul egal cu 90 de grade minus... Și, 90 de grade minus 74 de grade și 34 de minute. 36. 34. Și eu am scris 81 de grade minus 60 de minute pentru că... Și 81. 89. 89, da. 89 de grade minus 60 de minus 74. Ah, da, minus 74 de grade minus 60 de minute, minus 34 de minute. Plus 60 de minute. Deci, păi da. Deci îl scrim așa. Egal cu 90 de grade. 89 de grade. Plus un grad. Plus da, un grad. Care este 60 de minute. Adică 60 de minute. Așa trebuie minus, să scrii. Da, minus 74 de grade. Minus 74 de grade și minus... 34 de minute. Bun. Și am făcut 89 cu 74, adică 15. Deci 15 grade. Grade. Și 60 minus 34 și 26 de... O minute. 26 de minute. Mi-am făcut acum. Cum? Nu m-am complicat așa. Adică? Scris 90 de grade și 00 minute, minus 74 de grade și 34 de minute. Bun. Și scrideam un sub altul. Și gata, aflam ușor. Dar minute n-aveai de un zi ei, la... Da. Dar știu că eu m-am gândit așa, 0 minus 4 îmi dădea 6. Și acolo era 6 minus... Păi tot timpul nu dai la... Păi tot așa. Da, dar nu, și vreau să vreau mai... Da, nu contează, important era să dai răspunsul corect. Important este să fii, asta să fii înțeles, că acolo în 0,0 aveai 60. Da, uite, păi asta. Eu așa aș fi scris. 89 de grade și puse de 60 de minute. Așa, minus. Minus. Și una sub alta. 74 de grade. Dar nu trebuie adică răspunsul. Mi-a scris direct, așa. Așa, minus 34 de minute. Și atunci... Era ușor. E ușor, da? Da. Foarte ușor. Și cum trebuia numai răspunsul, nu conta cum au scris, știi? Exact. 3. Fie segmentul AB de lungime 28 cm. Deci, AB, segmentul AB... Închis. Îl notați așa. Al închis, l-am notat. Cumva... Paratez pătrat. Pătrat, așa. Corect. Segmentul AB... Da. Egal cu 28 cm. Și aici mai spui măsura lui AB sau AB? Nu, este acum, după ce te scrii, e problemă. Fii segmentul AB și scrie așa AB, da. De lungime 28 cm. Scrie în cuvinte, așa, de lungime. Cuvinte, da, dar așa noi trebuie să notăm AB, dar cu 28, cum știm noi, nu? Atât, așa spui notă. AB, fără nimic. Fără nimic, AB egal cu 28 cm. 28, nu? M aparține lui AB, segmentul închis AB. M aparține segmentului închis AB. Nu, nu e nimic. Astfel încât IMB este 3 pe 4 din MA. Așa încât IMB... egal cu 3 pe 4 din MA. 3 pe 3
din iem. A. Lungimea lui EMA este? Atunci EMA egal cu... Daria, te rog să spui tu. Deci o să împart EMA în 4. Deci segmentul AB l-ai luat așa de o parte. Ai făcut un desen așa? Da. Am dat cu 20 de centimetri. Și apoi am... Adică am 3-4 din EMA am făcut, adică am pus pe M, cum a deci, am împărțit pe M, am 4, practic, știți, pentru că asta, asta ne spune. Pe, de, Nu, nu, sunt să avem un pic de lași, te rog, cum ai deci, am pus... M este undeva așa, pus pe aici, da? Ce calitate are? Că MB, MB 3 pătrit din EMA. Da, și l-am împărțit pe EMA în 4. Da. Și pe EMA l-ai împărțit în 4, deci 2. Așa. Și fiind 3 pătrim, am luat cele 3 și le-am pus pe, adică le-am pus pe MB. Și ar fi fost 3 plus cele 4 și l-am împărțit pe 28/7. Da. Mai la 4 și 4, 3 pentru cele 3. Și atunci MB este egal cu 12. MB egal cu 12. Deci... Da, EMA trebuie să afli. Păi da. Da, am înțeles cum ai făcut, dar ai muncit destul de mult aici ca să îți imaginezi chestia asta. Însă, dacă pe MB l-ai fi notat, ca să vezi rapid, cu un... EMA e și undeva, da? Cu? X. Cu un X. Și pe EMA cu un... Y. Y. Atunci ai fi avut că X egal cu 3 pătrimi din Y. Iar o altă relație între X și Y, o să ajungi tot acolo să vezi. Dar fără efortul ăsta maxim care ai făcut-o. Da, dar eu aș fi vrut să știu cât. Eu dat bine EMA, că nu înțeleg. Acum, acum ajungem imediat. Și X plus Y, de altă parte, X plus Y, EMA e X, EBX și cealaltă este Y, X plus Y egal cu 28. Ei, dacă pe X îl înlocuim aici, ce se întâmplă? 3. Deci 3 pe 4 Y, 3 supra 4 Y, plus Y, egal cu 28. Da? Și acum, dacă aducem la același numitor, ca să fie peste tot... În 4? Da. Și pe Y și pe 28. Și pe Y și pe 28. Cu alte cuvinte, aici mai putem spune că înmulțim totul cu 4, poftim, ca să dea. Da? Mulțim totul cu 4 și atunci devine Y plus 4 Y plus 4, 28. 3Y plus 4Y. 3Y, deci 3Y, da. 3Y plus 4Y egal cu 4 ori 28. Adică 7Y este egal cu 4 ori 28. Putem împărți prin 4, prin 7 ori. Da. Și vine că Y-ul este egal cu 4 ori 4 ori 4. Adică 16. Așa te dai? Egal cu... Da, pentru că... Până la 12. Păi MB egal cu 12 plus 4, care e un segment 16. Da. Deci este bine. Dar în tot raționamentul care l-ai făcut, este corect făcut în final, că ai zis 7. 7 segmente, da? 4 și dincolo 3. Așa. 4 și 3. Bun. Oricum nu prea conta raționamentul pentru că trebuia pur și simplu să pun direct rezultatul, adică nu mă punea să pun raționamentul. Deci ce se cerea să afli? Adică el îmi dădea propoziția și îmi dădea puncte-puncte, înseamnă că trebuia să pun numai rezultatul. Tu faci calcul, cum corect. Știi, să numai să fie... Da. 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 Și da. E mai egal cu 16. Bun. 4. 4. Fie el mișto cu segmentul AB. M aparține lui AB, dar nu oricum, așa încât AM să fie egal cu MB. A, M egal cu MB. Și C, simetricul lui M față de B. C,
simetricului IM față de B. B. B e mijlocul. Ca știți că așa s-a făcut. Da. Așa da. Deci înseamnă că CB este ascuns asta, da? CB egal cu B B simetricului IM. Lui M. E egal cu B M prim, nu? Deci C simetricul lui M față de B. C B mijloc înseamnă că CB e egal cu BM. BM, corect. CB e egal cu BM. Bun, realizează desenul. Păi aici nu-mi spune exact cât trebuie să iau, nu-mi spune centimetri. Eu am luat 8 cm să fie alt. Îți dădeam un segment și contează că plăneam. Da, adică nu-mi spune exact cât centimetri, așa că eu am luat... Cum trebuie să faci desenul, da? Da, am luat AB-ul de 8 cm, l-am luat așa cum fiecare cum vrea. AB. Și l-am împărțit în două, adică l-am pus pe M la 4 cm. Așa. În momentul acela l-am luat pe C și l-am dus la 4 cm de la B încolo. Sigur că da. Nu? Așa trebuie să fie. Da, corect. Acolo asta este simetricul și aici este punctul C. C. Bun. Deci realizează desenul, l-am făcut. 2. Dacă lungimea segmentului AB este de 6 cm, acum zice la B. La B. Nu, la B. A și B. Da. B mic? Da. Dacă lungimea segmentului AB este de 6 cm, deci acum zice de cât este. AB egal cu 6 cm. Calculează lungimea segmentului AC. Explică cum ai calculat. Atunci AC egal cu cine? Aici nu trebuia numai rezultatul, trebuia să-și explice cum a ajuns aici. Păi mai întâi am făcut desenul de 6 cm, l-am dat în două și l-am pus pe C. Și în momentul acela am început să scriu că după ce l-am pus pe M, că AM este egal cu 3 cm, MB este egal cu 3 cm, simetricului B față de... Simetricul M față de B este tot 3 cm și este atunci AM plus B plus AC plus BM plus BC este egal cu 9 cm, deci AB este egal cu 9 cm. Deci tot 3 cm și atunci ai spus AC este egal cu 9. Deci AC de aici egal cu 9 cm. 9 cm. E corect răspunsul, iar cum mai raționat? În momentul în care spun M e mijloc, A e egal cu MB. Cum AB tot este așa trebuie redactat. AB este de 6, înseamnă că MB egal cu 3 și fiindcă M e simetricul, MB egal cu BC și cum MB era aflat 3 și BC va fi tot egal cu 3 și de acolo tot cu 5. 5. Se consideră unghiurile adiacente AOB și BOC. Fie AOB. Ce înseamnă adiacente, Dario? Adiacente înseamnă că sunt egale. Vecine, nu egale. Dar vecine, adică... Nu. Foarte important. Da. Nu egale. Adiacente înseamnă unghiuri vecine au latură comună. Imediat vedem care e latura comună. Unghiul AOB și BOC. Care e latura comună? BOC. Care este unghiul? OB. OB. Latura comună. Și bisectoarele OD, OD al lui AOB, da? Și? OD, bisectoarea lui AOB. OD. Bisectoarea lui AOD. Bisectoarea lui AOB. Și O e bisectoarea lui BOC. O e bisectoarea lui BOC. Bisectoarea lui BOC. 1. A. Realizează desenul. Amin? Desen. Și atunci puteam să fac din nou tot ce, orice desen vroiam eu și am pus OB. Depinde cum ai făcut unghiurile adiacente, vreau să știu. Ai pus-o pe OB la mijloc? Cum ai făcut? Deci eu sincer vă spun, nu uit acum, am încurcat puțin adiacente și am zis că sunt egale. Dar am fost, dar m-am gândit că am văzut că OB este acolo și am pus OB. Deci am pus, uite. Deci la momentul în care ai vorbit, cum ai făcut atax? Cum ai pe lucrare? Că doar cum ai făcut pe lucrare? Chiar dacă ai făcut pe cine, mă interesează să văd cum ai făcut desenul. Ăsta egal. Că nu zice nimic acolo, e egal sau nu e egal. Dar e important cum ai desenat. După ce mă dreaptă o ești pe aia ce am încălut. Da, el e foarte simplu, adică... Dar să văd dacă a făcut bine. Facem o bisic? Tot din mână, nu mă interesează, repede din mână. Deci ea face pe OB așa și ia pe OA aici, da? Și ia pe OC, exact de ce spus. Cum înseamnă că le-ai luat adiacent?
Era tot aceeași măsură. Nu contează, dar sunt adiacente. Da, sunt adiacente, nu contează. Sunt luat egal, iar pe pompe. Și apoi eu l-am luat de 40 de grade pe fiecare, am împărțit în 2 și am dus bisectoarea. Deci de 40 astea și 40 astea. Da, dacă ați spălat cu bisectoarea, are bine. Și atunci bisectoarea lui A, lui A, O, B, la 20 de grade. Da. Bun. Și bisectoarea cealaltă de la 20 de grade. Bun. Așa. Și aici e D, parcă? Da, și E. Și E. Bun. Deci pentru asta le dădeau un punct. Așa. Deci până aici toate luau câte un punct. Până aici nimic greu. Poate de simplu când vine rău. Da. Și acum? Bun, și acum la B. Și nu atât de semn, atât de semn. Da, A de semn. B. Dacă măsura unghiului D, O, C este 80 de grade. D, O, C. Ăsta. Ăla tot din 80 de grade. Așa. Măsura... Scrieți undeva. Măsura lui D, O, C, 80 de grade. D, O, C, egal cu 80 de grade. Măsura unghiului E, O, A, 70. Măsura lui E, E O, A, O, A, 70 de grade. Egal cu 70 de grade. Aflați măsura lui A, O, B. Atunci, măsura lui A, O, B, egal cu... Aici ai am de pierdut destul de mult timp, dar am încercat. Am început prin a-l face pe DOC. Pe desen trebuia. Păi da, pe desen am făcut. Știu că DOC este de 80 de grade. Deci nu m-am luat după desenul acela. Eu am făcut total alt desen. Ai făcut un alt desen, da? Da, adică l-am pus pe OC și l-am dus pe D pentru că... Tot desenul ăsta trebuia. Nu, nu pe desenul ăsta trebuia. Nu, da, tot așa trebuia așezat el, păi da, dreptele alea. Păi adică aia tot bisectoarie era. Deci, da, așteaptă să vezi. Da, zi. Am pus pe OC, am pus jos. Da. Da. Ai făcut un alt desen, da? Da. Și m-am dus pe ăsta 80 de grade, adică aici așa. La o sora video, ce 80? C, O, D, da? Da. Și m-am arătat cu D. După aceea... Îmi spune, eu am acolo că E, O, A are 70 de grade, dar eu știu că E este bisectoarea lui ăsta. O, E bisectoarea lui BOC. O, E bisectoarea de EOC, da. B-O-C. Și l-am dus pe A, în partea asta, pentru că în partea de după D, pentru că știu că D este bisectoarea lui A, O, B. Și atunci am mutat cu A și m-am dus de pe O, A și am măsurat 70 de grade. Pentru că așa ne spune acolo și am unit și l-am notat pe E. Și l-am notat pe E și apoi m-am uitat la E și am văzut că e 50 de grade. Deci înseamnă că B o să fie la 100 de grade și 100 de grade este exact în D. Eu am măsurat, adică am pus mai multe poziții, am făcut 4 desene pe ciorna mea și pe fiecare, 4 desene am făcut pe ciorna mea, punându-l pe an mai multe situații. Dar problema era aceeași de alea, nu, situații. Adică am pus pe an mai multe situații încât eu o să nu depășească încoace. Bun, și cât ți-o dată aul de fiecare 70 de grade. AOB ți-o la 70 de grade? Adică de fiecare dată când am pus, B-ul mereu a dat în partea cu D. Și mi-a dat AOB 70 de grade. Hai, bun, hai să dacă e așa, domn profesor, că nu știu ce zice. Exact. Urmărim și pe ea. Deci ăsta știu că e de 80 de grade. De la asta trebuia să pornești. Exact. Din figura aceea, nu mai trebuia mișcată nicio altă figură. Niciuna nu trebuia să mai faci. Și e aceeași problemă. Sigur, de-aia e cumva și punctul B. Înțelegi? Și pe care aici, măsura lui DOC egal 80 de grade. Poți să mă întreb ceva? Am o idee. Zi tu, cum ai fi făcut? Nu știu, acolo. OB e bisectoarea lui DOE. OB nu. OB nu. OB nu. Sunt întâmpiau făcut așa. Nu. Dar în mod normal nu. Faceți bisectoarele cu altă culoare, domnul profesor. Ok, dar am văzut să putem vedea. Tu cum ai fi făcut, Davide? Am ajuns la desenul ăsta. Bun, da. Cum ai fi făcut? Dar azi știi că DOC e 80 de grade și EOA e 70 de grade. Bun. Deci am pus pe figură 80 de grade și... Și 70, care este EOA. EOA. E... O, A. Și cum ai fi făcut? Și ăsta tot este 70. De 70 de grade. Și trebuie să aflăm de AOB. Aș putea să scade... Dar acum ești atent aici. Uite, aici greșești, că
în timpul lecției, acum ești foarte atent la ce facem aici. Că dacă tu părăsești răbe cu mintea acolo la ieșițul tău, nu facem lucrurile care se trebuiesc. Cum te iubi, Davide? Cum ai fi părut? Hai să vedem dacă Davide știa. Dacă nu, să-i explicăm. Aș scrie din D-O-C. Din D-O-C pe E-O-A. D-O-C pe? D-O-A. C. Pe E-O-A, da, nu intră. O-A nu intră. Da, dar l-aș afla pe O-C. Deci. C-O-R-E. Atenție. Un pic, Davide, stai un pic. Acum vorbi și Davide. Adică l-aș scăna din D-O-C. Da. Pe E-O-A. Nu, Davide. Ce? E? O-A. A. Păi și l-aș afla pe C-O-E. Ce? Și l-aș afla pe C-O-E. Cum știi pe A-O-C? Ca să poți să scazi pe A-O-E. Nu, zic, tu nu știi pe A-O-E. Dar ia tu taci acum. Tu nu știi pe A-O-C ca să scazi pe A-O-E. Și să-l afli pe E-O-C. Tu nu știi, tu știi pe D-O-C. Păi da, așa m-am gândit că dacă să scădeam. Din cine să scadă? Din D-O-C pe E-O-A. Din D-O-C. Din ăla așa, faceți. Din ăsta așa, să scazi pe ăla deasupra? Da. Dar O-A nu intră. A-O-D nu intră în el. Cum să scazi? Dacă din ăsta scazi pe ăsta tot, nu rămâne cu partea asta, că ăsta are ceva în plus. Are pe asta. Că dacă ai fost până aici, Davide, uite, dacă ai fost așa, era treaba deșteaptă. Deci era extraordinar, din toată asta, scădeam pe asta și rămâne asta. Da! Păi da, dar ăsta are în plus. Nu că așa de jos are bucățică în plus. Dar nu-s egale. Nu, tu zici că se pare că bisectoare acolo, da. Bisectoarele sunt... Nu, dar nu-i corect. Nu. Uite, Davide. Ia uite, Davide, și tu cum trebuia făcut. Urmăriți-mă. Eu aș fi făcut așa. Observ că există o bucată comună. Corect, da. Unghiul de O-C. Unghiul ăsta e comun. Nici apelam. Adunam pe ăsta tot de 70 și pe ăsta tot de 80 și observam că, de fapt, înseamnă ăsta de aici, nu? În 70, însemna... Uitați-vă, de la ce, cum trebuia făcut. Da, însemna ăsta de aici, Davide. Ăsta, ăla, de două ori. Corect. De e două ori, și o dată și după aceea. Și plus ăsta la altul, cu o altă culoare, să-l facem cu așa ceva. Da. Așa. Deci... În 70 plus 80 însemna ăsta de aici cu albastru, de două ori ăsta de aici. Da. De ce de două ori? Și iată cum scriu. Scriu 70 compus din albastru plus... Dar eu scriam direct mai clar, domnul profesor. Măsura unghiului de OC egal cu măsura unghiului de OE plus măsura unghiului E OC. Așa, așa vreau să la spun. Celălalt, e O-A, iar, D-O-E, să se vadă cât e două ori. Exact așa. De la ce știm? Așa. V-am zis, întotdeauna te cazi, la ce știm? La ce vii să dă în... Deci asta și spun acum, Mihaela. Măsura unghiului A-O-B este egal. A-O-E. Măsura lui A-O-E. Măsura lui A-O-E. Este egal cu cine? Măsura lui A-O-D. A-O-D. A, O, D, plus măsura, lui D, O, C, E. D, O, E, da. Măsura lui D, O, E. Și de ce ne folosim de D, O, E? Și o să ziceți, de ce A, O, E, A, O, D plus D, O, E? Pentru că D, O, E e comun și la unul și la altul copil. De asta, asta observam. Dar și O, B e comun. O, B? Dar O, B e o lată. O, B este o lată. Nu-i măsura unul, nu-i un unghi. Da? Pe de altă parte, măsura unghiului celălalt. D-O-C. D-O-C. C. D-O-C. Este egal cu măsura unghiului. Și acum puneți-o tot pe ăla. C-O-E. Da. C-O-E ăsta de jos. C-O-E. Nu se-l cunosc. C-O-E. Plus măsura unghiului albastru D-O-E. Da? D-O-E. Și dacă și egal mai departe, știu cât este măsura primului. Cât este? 70 de grade. Și cât este ăsta la altul? 80 de grade. Și acum, pentru comoditate,
am să-l notez pe ăsta AOD cu X. Da? Ăsta cu X. Ca să nu scrie măsura unghiului AOD. Și ăsta cu Y. Da? Din motivul ăsta. Da. Putem să le scădem. Și ăsta cu Z. Nu. Le adunăm. Păi dacă le scădem, n-ar dacă măsura lui de OC minus măsura lui AOE este egală cu măsura lui COE minus măsura lui AOD și este egală cu 10. Și ar fi diferența. Da. Și vedem la ce ne ajută diferența. Deocamdată n-am folosit deloc, ideea de bisectoare. O folosim? Trebuie să o folosim. Eu aș propune să le adunăm. Le adunăm. Da? Aș propune să le adunăm și de aici, din adunarea asta, înseamnă că X-ul plus, hai să notăm cu Z-ul ăsta, X plus Y plus de două ori Z, fac 150 de grade. Corect. Mă, mai trebuie o relație în X, Y și Z? Păi trebuie o relație, sigur că da. Chiar două. Așa, chiar două, că străini necunoscute. Dar am convingerea că reușesc. Corect. Deci, l-am notat cu X pe cine? Acum vreau să... AOD. Puneți AOD, X, ăla X. Y cu cel de jos. Este Y cu este. Și cel comun l-ați notat cu Z. Asta e Z. Și acum vă las pe voi să văd cum mai construiesc eu alte relații. Dar fiindcă OD e bisectoare, ce vă vine să ziceți la modul AOD? Voi spun că AOD e congruent cu DOB. Asta zice. De, fiindcă OD e bisectoare a cărui unghiului AOB, unde rezultă că OD bisectoare. Deci scrim așa, OD bisectoare. Rezultă că unghiul AOD, adică X, dacă l-am notat așa, X, egal cu măsura lui D, O, de O, B. Adică Z, cum punem? X egal cu D, O, B. Așa, așa punem? Da. X egal cu D, măsura lui D, O, B. Da? Pe de altă parte, mai bine scrieți, bine complica mai mult cu X-ul ăsta. AOD, X-ul nu mai scrieți X, nu dă bine. Uitați, X egal cu măsura lui D, O, B, lui 1. Bun. Mai mult ne-am... Bun. Adică eu vreau să spun tot X aici. Pot să spun așa ca să merg pe figură. Asta. Dați voi să fac asta, da? Da. X asta, X asta. Da. Y asta, Y asta. Acolo. Bun. Da. Pe figură. Da. Și atunci văd că un X plus Y face Z-ul. Exact. Putem să scriem asta repede. Neapărat. A, și până înlocuiesc. Deci X. Stai puțin, că până o lucrăm, trebuie să o gândim bine. Egal cu Z-ul. Dar atenție, da, bine. Această relație scrisă este urmarea raționamentului care urma, că O, D este bisectoare și... Da. Da, da. Și atunci îmi permis să spun că și ăsta e tot X, de aceea îmi Y, Y, și dacă fac pe figură chestia asta și spun O, D bisectoare a unghiului A, O, Z, și cum A, O, D am notat cu X, atunci și D, O. Dacă v-ați aflat-o pe asta, aveți tot ce vă trebuie. Da. Și acum, dacă știu că X plus Y face Z... În loc de X plus Y, scriem Z. 3Z. Sigur că da. 3Z, 250. Și atunci vine că Z plus 2Z. Z plus 2Z. Mai interesant. Hai, punem lucrurile. 150. Și Z egal cu 50 de grade. Z egal cu 50 de grade. Bun. Dar ce e Z? Z este de o seră. X plus Y. Adică eu, de ăla cu ăla. Da. Și atunci o să fim mai multe soluții. Nu, hai să vedem. Deci X plus Y. Deci am o dată că X plus Y, o primă relație, este cât? Z. X plus Y, 50. Dacă aș mai avea încă o relație mic și... Păi eu uitați că aveți. A, o de azi am dat-o cu X. Și eu, ăsta care l-am aflat, da. 50 grade, X plus 50 de grade egal cu 70 grade, o aveți pe prima chiar. Deci dar X plus, ce știm noi? Plus 50 de grade egal cu 70 grade, o aveți. Și noi știm? Păi asta știm. Y minus X este egal cu 10 grade. Și asta. Tocmai vreau să mă lipesc de idee. Bun, haideți, legați. Y este egal cu 10 plus X. Bun, haideți. Deci, făcând diferența pe care eu am anunțat-o, și atunci X egal cu 20. Deci, Y minus X este egal cu 10 grade. Așa e bine Y minus X. Da, pentru că Y este mai mare decât X. Da? Și atunci o să fie că Y este egal cu X plus 10. Ce facem? Poate domnul îi adunăm 2Y. Ba da. 2Y egal cu 60. Adică eu vreau să înlocuim.
Pe cine? Că y este egal cu 10 grade plus x. Da. Da, și același lucru, da. Nu, e același drum. Dacă le adunăm x-ul și pe x, și vine 2y egal cu 60, y egal cu 30 de grade. Bun. Și dacă y cu 30 de grade, este de 30, x-ul știm și pe el rapid, nu? Cât este x-ul? 30 de grade minus x egal cu 10, x egal cu 20. 20 de grade. Bun. Haideți să vedem acum A, O, B cât era. Unghiul A, O, B. Și acum cum la A, O, B. A, O, B se compune din cine? X plus Z. X plus Z. Deci A, O, B. A, O, B. 2X. A, O, B, 2X. Adică 40 de grade. Termină. Deci, măsura lui A, O, B egal cu 2X. 2X egal cu 40 de grade. Ții cu celălalt? Nu, era 40. Bine, deci aici am punct la gente. Bine. Da, dar da, haideți să mai stăm un pic, Cristina, că asta a fost mai greu. Asta am vrea să reflectăm, da, un pic la ea. Aici trebuie, deci, de reflectat, da. Nu, ce am învățat de aici? Când punctul A se folosește din punctul B. Sigur că da. Că tu ai prescris situația particulară, iată situația particulară ne duce într-o greșeală, ești repede tentată să spui că și ăsta e cât ăsta, cum a zis Davide. Da. De aceea, figura corect făcută, totdeauna, atenție multă, totdeauna, ia pe figură este bine, desenul este bun, dar este o bază particulară. Pentru punctul A punctul, dar pentru punctul B i-au mai făcut pe patru desene. Da. I-au socotit unghiuri, i-au pus obiectul. Da, că îți duce așa și nu știu ce. De-aia i-au pierdut timp. Uite de Daria, dacă tu făceai desenul așa. Putem să facem pe acum. Orice desen nu trebuie să luăm fix, egal. Putem să spunem unghiul A, O, B, putea să iei mai mic. N-am dat nicio importanță. Cu siguranță, că se trebuia egal. Ei, iată Daria, O, B, cum ai luat tu așa. Luam O, A aici. O, A. Și O, C. O, C, în partea asta, la da? O, C, în felul ăsta, fără să iau simetria, că simetria aceea, sau egalitatea, ca și cum o vrea fi bisectoare, trebuie lăsată în caz particular. Și acum, aici, bisectoarea, bisectoarea și bisectoarea și în partea asta, la fel. Notate cu cine? Cu O, O, D și respectiv cu O, E, așa, și clipa asta desenul este făcut. Și pe problemă când trecem... Nu faci alt desen la B, nici ca să măsor unghiurile, tu socotești pielii, ții cont de relațiile date. Am că tot unghiul ăsta O, E. Nu? Așa asta este, de câte grade? Este de 70 de grade. Am pe celălalt, nu aveți culori acolo la clasă, da, dar... Au, la ei, cum să nu ai. Au și... Sigur că da. E, poate mai mult. Și 80 de grade. Și acum îți permis să notez X și X aici, Y și Y aici, că se văd că nu sunt egale. Și începe problema foarte simplu. X și X din cauza faptului că ea e bisectoare. Și dar unghiurile sunt congruente când e bisectoare. X, X. Nu, și vreau un gâlca cu X. De ce sunt egale? Cred că sunt egale X. Păi, uite, dacă vrei așa... Când e bisectoare, păi, Davide, gata, și folosești de asta. Tocmai, asta e cât ăsta, poftim, da, așa, și de ce notezi cu x, x? Și la fel aici, ăsta l-a notat cu y. Te ajută, Davide. Altfel, nu mai spune că x egal cu y. Te ajută, da, adică la discuție egal cu la jos. Da, deci ăsta e cât ăsta. Foarte mult te ajută. Și acum, că ți este telefonată. Da. Când, în momentul care aduni... Și ăsta, ăsta comunul, care îl vedem și într-o parte și în alta, da? Îl vedem și într-o parte și în alta, îl notăm cu Z, am spus, da? Deci, unghiul de aici. Nu, așa. De o, cred că de o e. Ăsta, de aici. Așa, da? Așa. Notat cu Z. Da.